Trecute, particip la un eveniment interesant. Vreau să le mulțumesc oamenilor că au avut curajul să mă invite și pe mine. Nu sunt vreun înotător, recunosc, dar dacă pot să pun numărul și să strâng kilometri, având în vedere că fac sport de anduranță, mă bucur. Nu foarte de mult, o gașcă interesantă de oameni în scaun cu rotile, cum spunem noi, sau fotoliu rulant, cum se scrie la catastif. O gașcă de oameni care fac diverse activități în fotoliu rulant. M-au cooptat în echipa lor de maraton de înot. Eu, în primul rând, a trebuit să văd că ei și înoată. La maratonul de înot n-ai voie să folosești neopren flotant, n-ai voie pernuțe, n-ai voie aripioare, n-ai voie labe, n-ai voie mânuși din alea speciale, nu ai voie să folosești niciun fel de ajutor. Vă dați seama că pentru un tetraplegic este aproape imposibil. Și cu toate astea, băieții m-au luat la bazin și am putut să văd cum în repriză de câte jumătate de oră, ca atât să înot la maraton, oamenii chiar înoată. După această experiență am rămas un pic reglat pentru activitățile mele ulterioare. Mi-am dat seama după acest antrenament că de câte ori mi-e greu în ultima oră pe motor la cursă, mă pot gândi la ei și la cum le e lor greu, ca mie greu să nu mi se mai pară imposibil. Hai să vedem primul nostru antrenament și explicații despre ce se întâmplă la Brașov, la maratonul de înot, unde noi suntem 14 în echipă, din care 7 în fotoliu, 7 pe picioarele noastre. Gașca mea de înot, vă rog! Gheorghe Filip, am 44 de ani și sunt în fotoliu rulant în cărucior de 22 de ani. Veneam de la muncă cu bicicleta și a trecut un tir pe lângă mine, m-a dezechilibrat curentul, am venit cu roata într-o bordură și am căzut în cap, rostogolindu-mă, am venit cu spatele într-un stâlp și acolo s-a întâmplat fractura de coloană. Pe data de 9-10 mai vom merge cu echipa acțiunii împreună la maratonul celor 24 de ore de înot. Maratonul celor 24 de ore de înot înseamnă o ștafetă timp de 24 de ore, unde un concurent intră în bazin de 4 ori, la diferență de 6 ore, și acea jumătate de oră o înoată continuu, după care dă ștafeta la următorul concurent. Anul trecut am făcut în jur de 36 de kilometri. Până la urma urmii, maratonul pentru noi, cei cu dizabilitate, înseamnă un mod de a te cunoaște mai bine, de a-ți cunoaște limitele. Plus de asta, putem să dăm încredere și celorlalți din jur. Adică, noi putem, ei de ce nu? Octavian Dilina, sunt în fotoliu rulant din 1999, în urma unui plojon în apă, în locul în care făceam baie de mult. Mi-am secționat coloana vertebrală și de atunci sunt tetraplegic. Adică de la gât în jos, 80% din corp nu prea îl folosesc. Și cu toate astea reușesc să înot. Și e un lucru minunat. De ceva vreme sunt paratriatlonist și mă mândresc cu asta. În 99 am fost la strand, am sărit în cap și mi-a rupt coloana. Prima experiență în apă a fost după ceva vreme, când, culmea, am vrut să particip și chiar am participat la maratonul de înot. Nu notasem deloc până atunci. Și am venit chiar aici la piscină cu Lucian, un prieten, și am crezut că se înoată normal, neștiind că ar trebui să înot pe spate sau ceva de genul ăsta. Și era să mă înnec a doua oară. Dar cu exerciții multe și cu perseverență am reușit să înot. Cea mai bună performanță a mea cred că a fost la triatlonul de la Buftea, unde am scos 3 ore și un sfert.
750 de metri de înot, 20 de kilometri de bicicletă și 10 kilometri de alergare. Micu, sunt în scaun din 1995, accident rutier. Accidentul meu la o leziune cervicală, nu simt decât brațele. Maratonul e o provocare pentru mine. Sunt deschis la toate provocările posibile, da? Acum că te-am cunoscut și pe tine, cu tot ce faci tu, sunt convins că o să fac și eu un pic din ce ai făcut tu. După maraton vreau să măresc un pic doza de adrenalin. Mă gândeam să sar cu parapanta sau cu parașuta. Eu sunt printre cei mai mici între ghilimele, în not cel mai prost, să zic așa. Vreau să-i uimesc, de-aia mă și antrenez. Să-i uimesc, să le arăt că am depășit nivelul de începător. Noi anual mergem la recuperare la Mangalia. Toți intrau în apă, toți în scaune intrau în apă, eu nu intram. M-au luat doi băieți cu forța, m-au aruncat în apă și după ce am băut vreo 2 litri de apă, m-am acomodat cu apa și am văzut că se poate să și înnoți, chiar dacă nu folosești și picioarele. Mă numesc Tudose Silviu Doru și pe băieții îi cunosc de la sală, de la recuperare. Am și o fată care are probleme, are 14 ani, dar nu merge în scaun momentan. Nu acceptă scaun. Și mergem la recuperare mereu. Și acolo m-am prietenit cu ei. Am fost cu ei peste tot. Și la munte, și la... Ce, sunt ca frații mei. Mi se pare greu. Tot ce fac ei mi se pare greu. Dar când îi văd că fac, parcă fac destul de multe. Deci nu mă așteptam. Eu chiar n-am crezut. Mă uit la fata mea, că ea nu merge decât dacă o țin de mână. Dar când i-am văzut pe băieții ăștia de când îi cunosc, deci vreau să spun că deja simt că pot să facă destul de multe, toți. Maratonul de not de la Brașov e un eveniment foarte, foarte vechi. Acolo vin înotători adevărați și înotători de anduranță. Vreau să vedem și latura sportivă a evenimentului, ca la Wings for Life. Adică treaba noastră este să ne uităm și la băieții care fac 2 km jumate, 3 km în ștafeta lor. Noi acolo, pe culoarul nostru, mai pe ușor, dar să vedeți cum se leagă lucrurile. Vă aduceți aminte că după antrenamentul ăsta vă povesteam, le spuneam băieților, zic, bine, mă plec strâmb de aici, m-ați zăpăcit. Unul a căzut cu bicicleta, unul accident de mașină, unul a sărit în cap. Eu cum mai merg eu cu mașinile și cu motoarele mele la curse? Și mi-au zis, vezi că ești prost? N-ai înțeles nimic. Tu trebuie să mergi mai repede acum, pentru că îți dai seama că în condiții controlate și de concurs n-ai cum să pățești asta. Noi am pățit lucrurile astea pe stradă și în viața de zi cu zi. Și acum fie vorba între noi. Dacă ți-ar spune cineva că în 2-3 ani pățești asta, nu ai da mai mult, nu te-ai chinui mai tare, nu ți-ai face lucrurile pe care le aveai de mult în cap și în suflet și ai zis tot timpul, stai bă că sunt tânăr, am eu timp să le fac. A fost o lecție pentru mine să cunosc băieții ăștia, de asta ai și ajut atât de mult cu evenimentul. Mi-a povestit un băiat care participă la maratonul de not de foarte mult timp, o treabă interesantă. Echipa Acțiuni Împreună, în care sunt și eu băgat, merge de ceva timp la maratonul de not și mi-a povestit cum e când tragi tare pe ultimele minute din jumătatea ta de oră și zici, hai să nu mai bag crawl, bag bras, că nu mai pot, sunt și obosit, apa, noți, eu pic să not la 1 noaptea, 2 noaptea, 24 de ore noți. Și te gândești și la ce acasă și la rate și nu știu, și zice, când vrei să te mobilizezi, scoți un pic capul mai sus din apă pe o respirație și te uiți la băieții de la Acțiune Împreună. Păi dacă ăia nuată, tată, tu nu noți, boule, ba da, și te apuci. Sunt cuvintele lui, m-a mișcat un pic povestea lui și am înțeles-o pe îndelete, mai ales când Tavi, care merge la duatlon și la triatlon, la Wings for Life a trecut pe lângă mine cu fotoliu nepregătit de maraton, fotoliu lui obișnuit, a trecut săgeată și mi-a și dat vreo 2 km.